Din luna decembrie 2023, tradiția creșterii cailor de rasă lipițană din România a fost inclusă în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității a UNESCO. O mândrie pentru România, țară în care lipițanul este cea mai îndrăgită rasă de cabaline. În județul Brașov, la Sâmbăta de Jos, țara noastră deține unul dintre cele mai valoroase nuclee de lipițan, iar specialiștii hergheliei se asigură că tradiția rasei și performanța ei sunt duse mai departe. Bună ziua și bine ați venit la Hergelia Sâmbăta. Mă numesc Cosmin Drăgan, sunt medic veterinar de profesie și sunt șeful Hergeliei Sâmbăta de Jos, Hergelie care aparține de Regia Națională Pădurilor Rom-Silva și este coordonată de Direcția de Creștere și Exploatare a Cabanelor de Rasă București. A fost înființată în anul 1874 și a funcționat până în preajma Primului Război Mondial, până în 1913, sub administrația imperială. În 1913, în preajma Primului Război Mondial, toate cabalinele care au fost aici au fost retrase și mutate la Babolna, în Ungaria. Iar după 1918, după anexarea Transilvaniei la patria mamă, Hergelia Sâmbăta, mai exact în 18 octombrie 1920, a fost reînființată, folosind 5 armăsari de reproducție și 26 de iepe mame. Cea mai importantă perioadă a Hergeliei a fost structurat, de fapt, pe 4 capitole, să zicem așa, din 1920 și până în 1950, când specialiștii care au lucrat aici s-au ocupat de restructurarea rasei și de refacerea ei. Apoi a fost în 1950 până în 1970, când putem spune că Hergelia a avut o dezvoltare extraordinară. În 1970, existând în cadrul Hergeliei Sâmbăta un efectiv de 977 de capete din rasa lipițan. Iar apoi, din 1970 până 1990, dezvoltarea a continuat. În 1990, după modificările care s-au produs în societatea românească, hergheliile de stat au avut o ușoară perioadă de declin, iar din anul 2004 au fost preluate de către Regia Națională Pădurilor Rom-Silva, unde, cu ajutorul specialiștilor care lucrează în cadrul acestor unități, aceste hergheliile au prosperat din nou și, în momentul de față, avem un efectiv de 300 de capete cabaline din rasa lipițan, structurat pe 15 armăsari de reproducție de elită, un număr de 80 de iepe mame și tineret pe diferite faze de creștere. Acum 5 ani de zile, Hergelia Lipița a pornit un proiect în colaborare cu încă alte 7 state, printre care și România, pentru recunoașterea tradiției de creștere a rasei lipițan în Europa ca și patrimoniu imaterial UNESCO. Această rasă de cabaline, începutul formării a fost în jurul 1535, la Lipița, în Slovenia. Structura a fost formată prin armăsarii de rasă spaniolă, într-o mică măsură italiană și daneză, iar în secolul XVII s-a folosit infuzie cu pur sânge arab. În 1735 apare primul registru genealogic al rasei la Viena, și în 1874 Hergelia Sâmbăta face și ea parte din elita europeană hergheliilor, a crescătorilor de lipițani din Europa. Lipițan este o rasă aparte, foarte căutată, iar în prezent, cele aproape 40 de exemplare scoase la vânzare la Sâmbăta de Jos au prețuri ce pornesc din jurul sumei de 20.000 de euro. Un armăsar de reproducție ajunge însă să fie cotat și la peste 100.000 de euro. Considerăm că Hergelia Sâmbăta este una dintre cele mai valoroase hergelii de lipițan din Europa, drept pentru care și vindem atât pe plan intern cât și internațional. Ca efective, vindem în medie undeva în jur de 20-30 de capete de lipițani în fiecare an de cabaline din rasa asta. Fiecare produs obținut de Hergelia Sâmbăta se întoarce în documente de origine până la 1735, la primul registru genealogic al rasei. În momentul de față, Hergelia este stabilă din punct de vedere genetic, armăsarii de reproducție sunt diversificați. Nu există momentan presiune de consanguinizare pentru a introduce un armăsar din exteriorul unității. Mai mult decât atât, la rasa asta nu se acceptă alte rase de cabalină reproducție, doar lipițani. Și Hergelia Sâmbăta, în momentul de față, nu are nicio problemă din punct de vedere al structurii genetice. Programul Hergelia Sâmbăta este de 365 de zile pe an.
Lucrăm non-stop aici, practic e flux continuu, avem oameni care supraveghează și furajează efectivele de cabaline, începând de dimineața de la ora 4 cu primul tain și terminând la ora 11 noaptea cu ultimul tain. Avem supraveghere, așa cum spuneam, atât pe zi cât și pe noapte. Apoi programul de antrenament și de utilizarea lor începe la ora 7 dimineața, când colegii mei încep să facă pansajul cailor, care înseamnă curățirea lor, efectiv periat, sălat. După care urmează programul de antrenament, care e în funcție de categoria la care este folosit calul și, bineînțeles, de nivelul de antrenament pe care îl are. Costul de întreținere zilnică a unui asemenea exemplar este în jurul sumei de 50 de lei pe zi, asta înțelegând furajare, curățire, întreținere, antrenament și așa mai departe. Rația zilnică acestei rase este în funcție de categoria de folosință, armăsarii de reproducție, armăsarii de muntă publică, iepe pe mame și tineret pe diferite faze de creștere. Ca să dau un exemplu, pentru armăsarii de reproducție, o rație zilnică înseamnă cu prima masă, așa cum spuneam, la 4 dimineața, cu tainul de fân, apoi urmează la ora 7 dimineața tainul de concentrate, după aia la ora prânzului, la ora 12, primește din nou tain de concentrate, la ora 7 seara din nou tainuri de concentrate, practic are 3 tainuri de concentrate pe zi, aproximativ 5 kg de furaje, înțelegând ovăz. Tainul de fibroase este de 4 ori pe zi, la ora 4 dimineața, la ora 9, la ora 3, la ora 7 și la ora 11, ultimul tain de furaje. La fel primește și celelalte categorii, doar că cantitățile sunt ușor diferite. Fibroasele sunt în cantitate mai mică și concentrate la fel pe celelalte categorii. Apă au tot timpul la discreție cu adăpătorile automate, dar în medie undeva depinde și de temperatura exterioară, de undeva în jur de 20 de litri de apă pe zi. Afecțiuni sanitare veterinare, în cadrul Hergheliei lucrăm mai mult pe partea de prevenție, ceea ce înseamnă furajare corespunzătoare la orele care trebuie, ceea ce înseamnă tratamentele sanitare veterinare de parazitări și vaccinări. Când sunt probleme sanitare veterinare, intervenim cu tot felul de tratamente de care au nevoie. În momentul de față, medicul veterinar Hergheliei este dr. Ramba Nicolae, are o experiență de aproape 40 de ani și nu sunt probleme deosebite pe care să le putem gestiona. Lipițanul, încă de la crearea rasei, s-a dorit a fi un cal bivalent, atât pentru partea de tracțiune ușoară, de atelaje, cât și pentru partea de călărie. Datorită moștenirii pe care o are din partea calului spaniol, este un cal cu o mișcare foarte, foarte spectaculoasă, dar în același timp foarte comod pentru partea de călărie. Își încheie dezvoltarea destul de tardiv, undeva în jurul vârstei 6 ani jumate, 7 ani. Este un cal destul de temperamental, nerecomandat, cel puțin în prima parte a vieții, copiilor sau persoanelor neexperimentate. Este un cal care execută foarte bine comenzile, dar are nevoie de cineva care să știe exact ce să-i ceară, să știe cum să-i ceară, să fie foarte concis în ceea ce-i cere. Astfel va încerca el totdeauna să preia comanda, devenind astfel destul de periculos pentru persoane mai puțin experimentate. Odată cu trecerea timpului, tocmai pentru că are o dezvoltare destul de tardiv, este și o rasă destul de longevivă, cu o medie de viață undeva chiar și peste 30 de ani. Sunt niște cai destul de sănătoși. Încă de la formarea rasei s-a dorit formarea unui cal rezistent, care pe acea vreme să se preteze campaniilor militare pe distanțe mai lungi. Aceasta este o caracteristică pe care calul lipițan și-a păstrat-o. Dezvoltă destul de puține probleme din punct de vedere medical. Nu este extraordinar de sensibil. Este destul de bine aclimatizat pe zona aceasta de climă temperată. Cu o rezistență destul de bună, mișcare destul de bună, un cal inteligent cu care este totdeauna foarte plăcut să lucrezi. Este un cal care în permanență îți dă provocări, dar și satisfacțiile reușitelor sunt pe măsură.
Foarte important în relația cu calul este limbajul corporal, atât al meu ca antrenor sau ca partener, cât și al lui. Datorită musculaturii foarte complexe pe care o are și la nivelul capului, studiile au demonstrat că după primate cai sunt capabili de cele mai multe expresii faciale. Eu, în momentul în care mă uit acum la el, văd că este un cal relaxat, cu ochii ușor întredeschiși, se joacă cu buzele, se joacă cu limba, urechile sunt spre mine ascultând ceea ce eu îi zic. Aceasta, zona greabă, nu este o zonă care lor le face foarte mare plăcere să fie scărpinată. Ne aflăm în salonul de primire al Hergheleei Sâmbăta de Jos. Este zona în care prezentăm tot ce înseamnă palmaresul sportiv al cailor lipițani de la Hergheleia Sâmbăta. Trebuie să menționez faptul că Hergheleia Sâmbăta participă în competiții naționale și internaționale de atelaje din anul 2000. Din anul 2014 am reușit să obținem mai multe titluri de campion național și la atelaje cu 2 cai. Și tot din anul 2014, Hergheleia Sâmbăta participă în competițiile naționale și internaționale de atelaje, participând la campionatele mondiale de atelaje cu 2 cai de la Lipița din 2017, unde Hergheleia Sâmbăta a obținut un loc 3 între atelaje de lipițani participante la acest campionat mondial. Am participat la campionatele mondiale de la Drepkau din Germania în 2019, campionatele mondiale de 4 cai de la Prat de Vivaro din Italia și anul trecut, în Normandia, în Franța, a fost campionatul mondial de 2 cai, unde Hergheleia Sâmbăta a avut un atelaj participant. Suntem campion național la atelaje cu 2 cai din anul 2014 și inclusiv anul 2023. În fiecare an, Hergheleia Sâmbăta a câștigat locul întâi în campionatul național. Aceste participări arată calitatea calului lipițan crescut de Hergheleia Sâmbăta de Jos, iar apoi munca pe care o desfășoară colegii mei în pregătirea și antrenarea acestor cabaline de excepție. Caii lipițan sunt parte a patrimoniului românesc, iar cu aportul specialiștilor de la Sâmbăta de Jos, țara noastră a reușit să impună această rasă între comorile lumii, comorile UNESCO. Cu oameni pasionați de ceea ce fac, profesioniști care iubesc caii și care și-au dedicat viața creșterii acestora, performanțele obținute de lipițanul românesc continuă să uimească în fiecare an, nu doar pe plan național, ci și mondial.